Bună ziua! Avem ședință ordinară, astăzi din data de 25.01.2022, la ora 14. Propun ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară din data de 21.12.2021. O să dau citire la toate punctele și propun. Așa. Deci 1. 2. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Ghimeș-Făget, numărul 15 din 05.01.2022, privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar local, secțiunea de dezvoltare Sursa A, existent la data de 31.12.2021, din excedentul anilor precedenți, în suma de 586.652,62 de lei. Acoperirea definitivă a deficitului bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al administrației publice locale, secțiunea de funcționare Sursa E, existentă la data de 31.12.2021, din excedentul anilor precedenți, în suma de 131.254,91 de lei și aprobarea utilizării sume de 400.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golului temporar de casă secțiunea de funcționare Sursa A din anul 2022, avizează Comisia 3. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare privind învățământul preuniversitar de stat propusă să funcționeze în anul școlar 2022-2023 în Comuna Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 1. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de lucrări sau acțiuni de interes local pe anul 2022. Beneficiarul de ajutor social la nivelul Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 2. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget și al asistenților personali care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. Avizează Comisia 1 și Comisia numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor, destinației, modului de și prețului de valorificare a masei lemnoase, ce va fi recoltată în anul 2022 de către Regia Publică Locală, Ocolul Sivre Ghimeș-Făget, era, avizează Comisia 1 și 2. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință fără TVA pe specii, grupe de specii, natura produsului, gradul de accesibilizare a masei lemnoase, ce va fi recoltată în anul 2022 de către Regia Publică Locală, Ocolul Sivre Ghimeș-Făget, era, avizează Comisia 1 și 3. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare, valorificare materialului lemnos către populație, avizează Comisia 2. Toate proiectele sunt propuse de inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Avem proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în administrația Regiei Naționale a Pădurilor Rog-Silva, în domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 1, 2 și 3. La punctul 10 avem diverse. Așa, începe cu... să se pună la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? În totalitatea. Ordinea de zi de astăzi. Da. Deci vă abțineți? Nu. Pentru? Deci sunteți pentru? Da. Procesul verbal. Așa. Supun la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă?
Ai vreo acțiune, domnul Doamne? Dacă l-a fost. Și domnul Antal Satin. Deci două acțiune. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului comunei Ghimeș-Făget numărul 15 din 05-1-2022 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local, secțiunea de dezvoltare, sursa existent la data de 31-12-2021 din excedentul anului precedenți în sumă de 586.652,62 de lei. Acoperirea definitivă a deficitului bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al administrației publice locale, secțiunea de funcționare, sursa E, existent la data de 31.12.2021, din excedentul anilor precedent, în suma de 131.254,91 de lei și aprobarea utilizării sume de 400.000 de lei din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golului temporar de casă, secțiunea de funcționare sursa din anul 2022. Domnul primar, ne spuneți aici despre ce vorba sau... Da, de obicei, fiecare sfârșit de an, ca să putem să dăm salariile în ianuarie, având în vedere că bugetul nu avem, trebuie să facem o dispoziție din banii rămași anul, la sfârșitul anului, din excedent, să putem să dăm salariile. Când îl face și când o să vină bugetul, atunci punem înapoi la secțiunea de dezvoltare banii respectivi, dar fără a da dispoziția respectivă și a însușurii hotărârea, nu putem să facem treaba asta. Am înțeles. Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Unanimitate. Așa. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preuniversitar de stat propusă să funcționeze în anul școlar 2022-2023 în comuna Ghimeș-Făget. Aici avem avizul de la inspectorat. Da. Aceeași rețea rămâne ca și anul trecut care a fost, nu se închid, nu se deschid. Aceeași rețea școlară cum era și anul trecut. Deci rămâne aceeași rețea. Da. Deci la... să dau citire. Deci liceul Făget rămâne așa, liceul tehnologic Făget, școala gimnazială Bolovăniș rămâne doar cu grădinița, școala primară Făgetul de Sus, școala primară Răchitiș, școala gimnazială Târhăuș, școala gimnazială Domnul Gărgăi, Gergeli și școala gimnazială Făget. Da. Aceeași treabă. Da, supun la vot. Cine este pentru rețea? Împotriva, abține în unanimitate. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de lucrări sau acțiuni de interes local pe anul 2022 beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei Ghimeș-Făget. Da, deci aici avem probabil lucrările de domnul Vicenciu. Mai mult ne poate spune despre... Cât mai avem, cu ce o să lucrăm anul ăsta? Câte persoane avem mai la ajutor social? Aceeași nivel ca și activ, care poate să presteze 24 de persoane. Deci care avem 4 bărbați și restul... Restul sunt femei care vin din familie. Da. Da. Deci aici avem lucrările care se desfășoară pe timp de iarnă, pe timp de primăvară, vară și toamnă. E vorba despre lucrări de curățenie, curățirea albilor și părăilor,
Deci adunatul și cozitul ierbii pe timpul verii, toamna tot așa, lucrări de curățenie, întreținere, toaletare și așa mai departe. Bun, cine este pentru, dacă are cineva dispus ceva, domnul consilier, la... Nu are nimeni dispus nimic. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate. Următorul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. Așa. Salariile rămân la același nivel cum erau și anul trecut, având în vedere ordonanța respectivă, nu avem voie să mărim salariile. E o ordonanță. Ordonanța 130. Da, 130, care lasă la același nivel cum era și anul trecut. Nu se modifică absolut nimic. Care beneficiază de prevedere legii numărul 153 din 2017. Da. Da. Nu se aplică? Aici avem angajații, avem muncitorii și avem asistență personală. Personal, da. Domnul consilier, aveți cineva ceva de spus? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate. Următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor destinația, modul și valorificarea a prețului de valorificare a masei lemnoase, ce va fi recoltat de către Regia Publică Locală Ose Ghimeș-Făget, era în anul 2022. Așa. Aici... Articolul 1. Se aprobă lista partizilor, destinația, modul de valorificare și prețul masele noastre care va fi recordată în 2022 de către Regia Publică Locală, Ose Ghimeș-Făget era, conform anexei 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate așa atacată la tribunal. Trebuie să mai introduc un A, aici e vorba despre lista aia de partiz, care e vorba de 9.000 și ceva de metri cubi, care a adus domnul șef de Ocoș și a adus și APV-urile. Deci avem lista, masă, da. Avem lista, avem APV-urile, au fost verificate, au fost... Deci APV-urile au da. Verificare la... Au în vedere necesitatea pentru oamenii și pentru cetățenii comunei, toți consilierii și domnul Voltean Caro și consilierii de aici, au propus să lăsăm pentru nevoi locale toate cantitatea. Dacă sunt de acord sau să propună fiecare, dar având în vedere în comisie am și discutat. Dacă îmi permiteți o mențiune, vă rog să, cum am spus și mai devreme, să aveți în vedere faptul că nu avem logistica necesară să gestionăm întreaga date care cu acești 9.000 de metri cubi pentru anul 2022 se ridică undeva la 20.000 de metri cubi. Cu resursele existente vom face tot posibilul să sortăm și să eliberăm spre populație această cantitate masă de masă. Deci destinația ar fi pentru nevoi locale? Da. Nu, modul de valorificare va fi fasonat la drum auto. Modul deci asta de a propus da. Consiliul local, modul da. De valorificare fasonat la drum auto. Cu prețul de a, prețul fiind prețul de APV, prețul de referință, da? Da. Deci nu mai există din listă? Pentru populație. Păi nu, vă dați seama că, deci vă dați seama că prețul de APV la propunerea inițială, prețul de APV era 117 lei și dacă ar fi ajuns să fie valorificată prin licitație pe picior, era 270. Vă dați seama că nu putem merge cu prețul de 270 de lei. Rămân la prețurile de referință de anul trecut. Se modifică da. Adică prețul se stabilește ca fiind prețul de APV. Da. Prețul de referință. Aici aș avea ceva de adăugat dacă tot discutăm de tema asta și de proiectul respectiv.
Știm foarte bine că trebuie să dăm la populație lemn și toată lumea este nemulțumită că nu putem să dăm. Eu cred că dacă ați hotărât așa, este o direcție bună, dar dacă rămâne lemn bun, adică care e ales, lemn bun și se strânge, să zicem, un lot de 100 de metri cub sau 200 de metri cub, eu propun spre licitație, nu către persoane fizice, spre firme, și prețul de pornire să fie minim 500 de lei. Dacă sunteți de acord. Păi automat ce se scoate? Că ăla, ce lemn rămâne lângă drum și sortat și de la 30 sau 24% și așa mai departe, cred că este lemn ales și dacă știm prețurile actuale că se licitează și pe picior cu 700 de lei sau 800 de lei, eu zic că prețul de pornire ar trebui să fie undeva la 500 de lei, prețul de pornire la licitație. Bineînțeles, după aia cu cine, cu ce se cumpără, ala nu putem să noi să decidem. Dacă sunteți de acord. Eu sunt de acord. E propunerea mea. Bineînțeles, cum menționa iarăși că în momentul în care se ajunge la valorificarea loturilor de lemn fața la drumul auto, bineînțeles că în fața Consiliului Local va fi o listă asemănătoare în care veți avea loturile cu prețurile aferente. La momentul respectiv se va hotărî prețul de pornire la licitație pentru loturile de lemn fața la drumul auto. Foarte bine. Și da, să știe toată lumea că e hotărât acum și asta e. Deci, da, normal atunci când vine cu o listă cu loturi, duce în fața Consiliului Local și atunci vedem noi cât da. E, s-ar putea să fie și 600, nu e. Până atunci se mai mișc prețurile. E foarte bine, e foarte bine că o să fie loturile ca să veniți în fața proprietarului și foarte bine ca să decidem atunci. Ce mai bine? Singura chestie, discutați și probabil va fi pe ordinea de zi regulamentul de valorificare prin vânzare directă a maselor lemnoase, să aveți în vedere măsurile necesare a fi impuse ca să nu se mai cumpere lemn pe buletine, lemn gros pe buletine. Da? Dar lemn gros pe buletin poate să cumpere și acum. Deci, păi tocmai și am avut cantități unde ori de 100 de metri cub care totul s-a valorificat pe buletine, adică Nu a ajuns nimic să rămână la licitație. Aici nu s-a stabilit regulamentul care poate, deci poate o persoană ca să ușor, cred că vom ajunge și aici ca să putem controla un pic mai bine situația asta. Bun. Supunem la vot cine este pentru. Da, nu înțeleg eu acum. De ce să nu cumpere lemn gros pe buletine? Se poate cumpăra. Doar să ne asigurăm că lemnul respectiv, conform HD-ului care acordă regulamentul de valorificare, nu poate fi ulterior comercializat. Deci ăla e pentru nevoile proprii, alte e pentru nevoile Deci asta rămâne, deci pentru, asta e vorba despre lemnul către populație, pentru persoanele fizice. Persoane fizice și în același timp unitățile de interes local, finanțate din bugetul de stat sau bugetul local, cât și persoane juridice care au alt obiect de activitate decât prelucrarea și exploatarea lemnului. Da, corect. Da. Fundații, asociații... Care magazine, adică oricine. Cine depune cerere. Cabinete medicale, oricine. Păi asta, din câte am înțeles, o să fie o analiză care se vor analiza aici, la primărie, așa că de aici vor ajunge în spate. Care vor ajunge, ele vor fi, înseamnă că vor fi analizate. Da, supun la vot cine este pentru, pentru lista de... Toată lumea? Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pe specii, grupe de specii, natura produsului, gradul de accesibilizare și sortimente, masa lemnoasă ce va fi recoltată în anul 2022 de către RFL OSE Ghimeș-Făget RA. Așa. Avem lista.
Adică ne-a trimis-o dânșine. Da. Domnul, dacă e, vă rog, ăsta dumneavoastră, dacă e cu... Păi, din punctul meu de vedere, ce am discutat și înainte, în fața noastră aveți prețurile de referință. Da. Conform HD-ului 715 din 2017 pentru aprobarea regulamentului de vânzare a măsurilor noastre din proprietate publică, în care aveți prețul pe sortiment dimensional, dacă aveți un APB în față sau dacă ați văzut un APB, sortimentele dimensionale, gradul de accesibilitate, specia și natura de produse. Acum trebuie să luăm în considerare faptul că în momentul de față, prețurile de APV calculate sunt pe baza unei hotărâri a Consiliului Local de prețuri aprobate din mijlocul anului 2020, când s-a redus cu 30% prețurile, s-au redus cu 30% prețurile de referință, care acum ar trebui aduse la nivelul pieței, după cum spunea și domnul primar, în ce privește valorificarea lemnului. Întrucât acestea sunt mici față de prețul curent al pieței. Așa. Acest preț de APV, după cum ați văzut și pe lista de partizi pe care ați avut-o înainte în fața noastră, reprezintă prețul de referință sub care nu poate coborâ prețul unui APV, fie că e licitat, fie că e altfel valorificat. Da. Deci aici la produse principale, aici e vorba de rășinoase, la 286. Deci, da. de exemplu, cum ne-am uitat și înainte, am în fața mea un APV de produse accidentale 1. Vreți să faceți o comparație cu ce? Da, de exemplu, deci APV de produse accidentale 1, da? Da. Pentru sortiment, în categoria de accesibilitate de la 1001 la 1500 de metri, pentru sortimentul gros 1, adică cel mai gros lemn, cel mai bun lemn de acolo, prețul în vigoare acum era de 192 de lei. Da? Da. Prețul propus la 1001, 1500, accidentale 1, 234, da? Deci 192, 234 prețul propus. Am înțeles. Sortimentul gros 2 și 3, prețul în vigoare 127 de lei, prețul propus 153. Da? Deci e o creștere moderată care să ne aducă la nivelul prețului pieței. Bun. Spre exemplu. Nu sunt creșteri mari. Nu. Eu zic că nu exact. Adică dacă e să facem o diferență, dacă îmi permite, deci 234 minus 192, 42 de lei la 192, înseamnă undeva la 20% pe sortimentul gros. La cealaltă sortimente de lemn de foc și de lemn subțire e mai mic. Deci eu consider că... În condițiile în care, la mijlocul anului 2020, prețurile de atunci s-au redus cu 30%, acum le creștem cu 20%, deci nu e... Deci a revenit la voi cu el. Da, într-un mai mult sau mai puțin. Domnul consilier, dacă mai aveți ceva propuneri, discuții? Cât mai avem produse accidentale care nu este pus în valoare? Produse accidentale care nu sunt puse în valoare, în momentul de față, mai avem de marcat ceea ce s-a uscat în cursul anului trecut. Metricul, cât? Vă dați seama. Pe jos cât mai e? Pe jos nu mai avem. Pe jos nu mai avem... S-a pus în valoare totul? În mare parte, da. În procent de 95%, da. În procent de 95%, total, da. Total cât a ieșit produse accidentale dacă e pus? 90, peste, un pic peste 90.000 de metri cub. Nu am mai adăugat ultimele partizi de acum, dar 90.000 de metri cub. 100.000 de metri cub. Între 90 și 100.000 de metri cub e ceea ce înseamnă adăugare. Cât mai aveți de pus în valoare? Depus în valoare ce uscat pe picior, un 10-15.000 de metri cubi. Cu totul ce se adună. La ce dată o să fie pus în valoare? Se face pe tot parcursul anului. Deja de la începutul anului până acum avem deja undeva la 3.600 de metri cubi pus în valoare. Dar și... cum apreciați dumneavoastră până în 1 martie, 30 martie? N-aș dori să setez un termen limită. Dar părerea dumneavoastră. În 1 martie, având în vedere și sezonul... la anul timpul de afară, poate e prea devreme, undeva... 30 aprilie? Ceva de genul aș zice. Acum depinde de mersul vremii. Că, de exemplu, dacă avem o iarnă, dacă avem o zăpadă, cum a fost și anul trecut în aprilie, atunci, bineînțeles că va fi mai dificil. Da, mai are ceva de spus? Ceva? Supun la vot. Cine este pentru? Deci cu lista prețurilor de referință.
Da, împotrivă, abțineri, deci în unanimitate. Punctul următor pe ordinea zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare valorificare material lemnos către populație. Așa. Aici să dau citire. Nu, trebuie să-l povestim despre ce e vorba. Ideea e că au, dacă permiteți, au fost mai multe persoane fizice care au venit zilnic la sediul acolului pentru a se înscrie pe anul 2022. Le-am comunicat faptul că în ședința Consiliului Local se va discuta despre acest lucru, astfel încât consider că ar fi necesar să se prezinte locuitorilor exact modalitatea în care se va face. Da, domnul primar, dacă eu vă las pe dumneavoastră că o să aveți un tabericu. Aici, dacă mai permite să zicea, aș întreba ceva pe domnul șef de acolo. Dacă în raza acolo avem încălcări de limite, în raza acolo. Da, sunt încălcări de limite. Adică? Peter Hauș, în Rachitiș, în mai multe spețe. O intrat undeva cu ceva marcări pe teritoriul comunei? Nu, de așa nu ceva? Din ce știu. Din ce știu, în momentul în care noi, personalul acolo, face marcări pe proprietăți private cu categorie de folosință, fânețe sau pășune. Adică vegetație forestieră în afara fundului forestier. Ardocol a intrat cumva pe proprietatea noastră, știți ceva așa ceva? Nu, din ce știu eu nu și nici nu are dreptul, cel puțin pe raza... Asta știm că pe raza are dreptul, dacă dumneavoastră ca șef acolo trebuie să știți asta, dar... Nu mi s-a dus la cunoștință. Că declarația dumneavoastră, ce ați declarat acum, e foarte... Poate nu cumva să fie undeva că au intrat cu marcă și dumneavoastră nu știți... Deci au fost semnalate. Atunci o să fie o problemă și o să fie o infracțiune pe care dumneavoastră trebuie să îl luați în... Cu siguranță. Cu siguranță. Au fost filmat și trebuie... Asta nu se mai șterge niciodată. Dumneavoastră conduceți ocolul silnic. După auzite, am aflat că undeva un alt ocol intrat pe teritoriul nostru și i-a pus în valoare materialele noastre, din care s-a și dus. Ei, acest lucru... Cioatele sunt acolo, numărul de ciocan este filmat, fotografiat, vedeți dacă eventual nu știți, nu știu dacă e zvon sau nu-i zvon, vedeți și dacă e luați măsuri cât mai urgente. Îmi puteți da niște elemente ca eu să găsesc aceste... Pădurarii dumneavoastră trebuie să vă dea elementele, că pădurarul de canton e că fac patrulări zilnice, știu limitele am găsit și apucați-vă nu cumva să iasă că, știți, dacă e ceva, dumneavoastră răspundeți în totalitate. Și asta e o infracțiune foarte gravă. Pentru asta trebuie depus imediat... Da, deci după cum am spus, au fost semnalate pe raza județului Bacău, pe raza OAT Ghimeș Făget. Pe raza locului Neamț, județului Neamț n-a fost? Nu. Eu vă rog să mergeți și să vă uitați acolo. Bun. Nu cumva să... Nu, dar dacă tot discutăm, deci sunt încălcări de limite de fond forestier, limite mutate, care vor trebui, la fel ca și la pășuni, deci la fel ca și la pășuni, știm foarte bine situația. Eu vorbesc de fond forestier. Nu, deci eu și am spus faptul că situația fondului forestier, într-un fel sau altul, e similară cu ceea ce s-a întâmplat cu pășuni. Da? În care fiecare și-a mutat gardul într-un fel sau altul. Domnul... Care lucruri vor trebui... Vi le-am și adus la cunoștință. Fond forestier. Da, fond forestier și vi le-am adus la cunoștință. Vi le-am adus la cunoștință. Dumneavoastră, dacă n-aveți cunoștință... De cele de care am cunoștință, mi le-am adus. Le-am înaintat comunei și Consiliul Local. Domnul președinte, pot să iau și eu cuvântul? Da, mă rog, în ceea ce privește încălcarea și a limitelor și a proprietății. Eu nu m-am dus pe zvonul, eu m-am dus personal. Și am și cerut să trimită pădurarul și șeful de district, dar nu am dreptul să cer, conform OG-109, nu am dreptul să intervin eu în administrarea fondului forestier sau activitatea ocolului Sirius Gimeș Făget. Și m-am deplasat cu circa, eram vreo 12-13 inși, într-o parcelă la Han. Știți numărul parcelei, domnule? 94 parcă, sub parcela C, pe râul Lăzăroaia. Deci asta mai la Covoș, nu la Han, da? Nu, mă scuzați, mai la Covoș, da. Pe râul Lăzăroaia? Pe râul Lăzăroaia, da. Lăzăroaia? Da.
acolo, după părerea mea, adică nu părerea mea, după harta amenajistică și după coordonatele GPS, este deocamdată și nu avem cunoștință că cineva a schimbat tipul de proprietate, este proprietatea noastră. Acolo am văzut niște mărci, vă zic numărul de marcă, dacă e că, ca să fie așa, RP. Mai sigur. RP2335. RP2335. Este o subparcelă, o pădure tânără, se vede că e subparcelă. Este marcat acolo și am încercat să clarific. Ați fotografiat? Am fotografiat, da. Foarte bine, fotografiat. Câte arbori sunt marcate? Eu, că pe care am fotografiat era 100, adică care, pe care se vedea era număr de arbori 113. Apoi poate să fie și 115 și 200 și... Dar mai puțin de 113 n-are cum să fie, că și cu cine, nu era numărul. Cu cine ne limităm acolo, domnul primar? Ne limităm cu o persoană fizică, așa am înțeles. Persoană fizică. Limitele parcelare se văd? Limitele parcelare se văd vopsite din nou, adică nu acum, 2-3 ani, dar se văd că nu sunt limite vechi. Și se văd și limitele vechi, adică unde e gardul și unde e mutat în gard electric nou. Pădurarul are cunoștință de... Păi eu am vrut să întreb, nu știu, nu a fost lăsat de domnul Șerdeu că o să vin în față să stau de vorbă. De ce l-ați lăsat, domnul? Pentru că dacă... Adică dacă domnul primar vrea să întrebe pe un pădurar, da, poate să fie și de la Ocolul Silvic și de la Brăila, îl cheamă și întreabă ceva. Dumneavoastră n-aveți dreptul să-l opriți un om ca să nu stea de vorbă cu primarul omului. Nu mai un pic, că să termin ideea și după aia nici nu mă fac. Având în vedere, eu am vrut să mă înțeleg pașnic, cum să zicem, adică să nu căutăm nodul în papură, cum ar veni, să discut omenește. Nu am putut, am dat și la Consiliul de Administrație să ia măsuri, nu știu ce măsură o să ia, acolo sunt, dacă nu sunt momentan demarcate sau nu sunt tăiate lemnia, se poate urca și se poate uita acolo cum este și ce este acolo. Și din cauza zăpezii, din păcate, n-am putut să mă duc și în altă parte, că sunt probleme și în altă parte. Eu am încercat să mă uit ce avem pe fond forestier, acum și a zis domnul șef de ocol că e treaba noastră, cum ar veni, că noi trebuie să avem grijă de fondul forestier al nostru și să respectăm limitele, într-adevăr, așa este. Dar având în vedere că noi am dat în administrare către un ocol, niște suprafețe pe care avem titlul de proprietăți, care nu sunt schimbate, nu sunt atacate, nu sunt în litigiu momentan. Poate este, și nu știm noi. Până atunci, limitele trebuie respectate de ocolul Silvic Ghimeș-Făget. Dacă dăm la Brateș, atunci ocolul Brateș respectă limitele respective. Bineînțeles, nu am putut într-un an de zile să clarificăm, cum a zis și dumneavoastră, am încercat să clarific și cu pășunile, că eu era un volum mai mic de lucru și încet, încet să sperăm că o să avem și o artă normală și intabulată pășunile. Dacă ne ajută Dumnezeu și o să avem sănătate, intabulăm și pădurea, dar știți foarte bine și știe toată lumea că ce n-a fost făcut timp de 30 de ani nu se poate face într-un an de zile. Eu nu pot, n-am capacitatea mai mult să fac. Dacă cineva poate, poate să facă. Și mai ales trebuie să punem întrebarea, intabulăm, facem, dar din ce surse? Încercăm și ducem la capăt. Acum v-am adus la cunoștință despre ce e vorba. Din păcate, asta e adevărul, asta e realitatea. S-a marcat și de-aia am cerut de la pădurarii putare să vină în față să vedem APV-urile pe persoane fizice, că și acolo sunt probleme, că ba este teren, ba nu este teren, ba a fost marcat 20 de metri pentru unii, pentru alții 500 de metri, sunt o grămadă de zvonuri și am vrut să fie confirmat sau neconfirmat dacă este adevărat sau nu este adevărat. Nu am dreptul, bineînțeles. Cum adică, chiar am zis. Cum adică proprietarul n-are drept? Nu am dreptul să mă implic în conducerea ocolului și așa mai departe. Conform, n-are drept. Stați așa. Conform adresei primite de la șeful de ocol,
Eu trebuie să mă adresez către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație face adresă către domnul șef de ocol și clarifică. La urma urmei sper că se clarifică. Da, mai am cunoștință de un teren la Valea Rece sau unde, unde are Muhoș, dar unde este o suprafață, nu știm cât exact, luat de cineva, nu vorbesc de persoane acum, de cineva care n-ar avea dreptul, dar o să vedem în instanță că o să ajungem și cu ăla în instanță. Ne-a atras atenția domnul șef de ocol undeva pe Târhăuș, deasupra, la limita proprietăților private. Acolo nu m-am dus. Nu am avut cunoștință că ar fi marcat cineva acolo. Sau n-ar fi marcat cineva acolo, dar trebuie clarificat toate situațiile respective. Și mai ales, mai ales cum se marcă la unele persoane fizice. Bun, domnul Dragoș. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc pentru aspectele pe care le-ați sezizat cu privire la 194D. Voi face verificări necesare în acest sens ca să ne efectiv situația de... În curs de o săptămână vrem să știm, domnule. În curs de o săptămână. E un caz foarte dificil dacă avem noi încălcări de limită și mai ales și punere regulare. Da. Vis-a-vis de celălalt aspect, domnule Antal, acum trecând peste strict clasificarea ierarhică și funcționarea unei instituții, cred că vă aduceți aminte de vremurile dinainte când primarul ținea ședințele la ocol, dădea ordine directe pădurarilor. Vrea să vorbească cu pădurarul. Cred că și eu am dreptul să vorbesc cu un pădurar, ca, și domnul primar, ca și orice consilier. Pot să-l chem, Victor, vino în coace, vreau să te întreb ceva. Ca cetățean. Dacă bun simț, nu se ascultă de nimeni și vine și discutăm. Ca cetățean. Dar în ce privește atribuțiile de serviciu și funcționarea polului, avem o ierarhie, avem niște atribuții, de care răspunde fiecare. În fața legii, răspunde cu toți. Domnul coleg, eu am 42 de ani de serviciu. Am lucrat și pe timpul la noi. Era ordine și disciplină și ei. Niciodată nimeni nu a interzis unui pădurar sau unui inginer sau unui tehnician să nu se ducă să vorbească cu prefectul sau cu poliția. Nu e așa. Cum adică interziți dreptul unui om să vorbească cu un altul? Nu. Deci în ce privește obligațiile de serviciu? Ca persoane fizice poate vorbi oricine, nicio problemă. Dar în ce privește atribuțiile de serviciu, da? Ale fiecare angajat în parte, trebuie să luăm în seamă linia ierarhică și colaborarea instituțională. Aici avem mult de discutat. Că discutăm. Și luăm partea de lege și a contractului. Că sunt contract, scrie niște lucruri care, peste care trece și dumneavoastră. Nu, și foarte posibil. Sunt foarte posibile. Și să nu ajungem în halul ăsta, că imediat interzicem unui om să mai discute cu un alt om. Indiferent cine ar fi omul. Dacă ultimul om din comună și cu ăla, nu poți să-l interzici să nu te duci să discuți. Și cu asta am terminat. Da, eu v-am zis, asta e vorba de calitatea persoanei. În ce primește aspectele de serviciu? Nu e nici ministru, nici prim-ministru. Păi nu, ca persoană fizică, dacă fără nicio problemă. Dacă e chemat de primar, omul ăla trebuie să fie și eu și alții. Ca persoană fizică. Domnul primar, dacă mi-a zis că mâine la ora 8, eu vin. Ca persoană fizică. Și, nu, dar ca exact, consilier. Ca consilier și ca consilier. Domnule, exact problema asta era și de asta există dosare în lucru la Partidul General. Da. Pentru că fostul primar, fostul primar ținea ședințele. Știm, asta nu mai vorbim. Și de trecut, să revenim de trecut, în aceeași de trecut, de trecut nu mai vorbim. Păi, vă rog frumos, ideea... De trecut nu mai vorbim. Acum, atunci... Singurul lucru, revin la călcarea. Domnul primar, dumneavoastră sunteți delegat din partea consilierilor. La treaba asta ce am auzit, dacă ați fost și adevărat, trebuie pus imediat plângere penală și scoateți cine pentru cine nu. Plângere penală imediat. Imediat. Dacă s-a întâmplat ceva pe raza comunei, așa ceva, trebuie depus plângere penală în 24 de ore.
Deci suntem toți, acum aflăm și noi astăzi, ca și consilier. Dacă domnul șef de ocol zice că știe sau nu știe, a spus că știe. Zis aici că nu știe. Așa? Nu știe. Și e vorba de o jumătate. Ideea e că trebuie să le luăm și trebuie să vedem. Dacă s-au făcut încălcări, domnul președinte, vă rog să puneți la vot comisiei de plângere penală, ca în 24 de ore să se facă plângere penală. Păi, e un caz a comunei. Pădurea nu e a Consiliului Local, e a comunei. Și Consiliul Local a fost ales pentru ca să aibă grijă de avutul. Domnul Antal, trebuie cercetat la fața locului și văzut că așa se cercetează, cum vă zic. Am înțeles. Dacă domnul primar a zis, înseamnă că trebuie să se deplaseze la fața locului și cu șeful de ocol. Deci în ce privește aspectul ăsta? Deci trebuie deplasați cu și cu consilierii care vor să participe, trebuie mers la fața locului și atunci se poate constata. Aici sunt organe competente care se duc și verifică. Domnul Antal, da, și noi ca proprietar putem să verificăm și putem să vedem. Pe asta a făcut domnul primar. Domnul președinte, dacă emiteți încă o propoziție să explic la domnul șef de ocol că domnul șef de ocol, să nu mă confundați cu vechea conducere, bine? Și încă o chestiune, nu am dat niciodată la nimeni nicio indicație și nu am făcut pentru nimeni nicio ședință. Nici pentru dumneavoastră, nici pentru vreun consilier aici. Poate să confirme un consilier, dacă îmi zice acum că am influențat sau o teze cumva, poate să se ridice să-mi zică acum, înțelegeți? Și nu vă rog tare frumos să nu mă confundați cu cine nu trebuie, înțelegeți? Eu am vrut să fiu om. Și am încheiat subiectul. Tocmai asta încercam să evităm. Da. Și am dat doar ca exemplu ceea ce s-a petrecut până acum. În același timp apreciez și sper că se vor face demersurile necesare în ce privește ocuparea legală de la pepiniera din Rachitiș, cât și celelalte aspecte pe care le-am sesizat până acum, privind încălcările de pe Târgăuș. Și parte la 94C. Și 94C, bineînțeles. Când și în același timp... rezultate. Păi discutasem înainte, că avem o săptămână. Discutați dumneavoastră, nu au putut domnul primar să discute. Pădurarea trebuie să știe, să vă zic. Da, și tocmai, voi lua. Și în răspunsul lui, luați, vă rog, o declarație de la pădurarea, care să aveți... Nu știu dacă am eu calitate să iau declarație. Dar cum să nu? Îi voi lua o notă explicativă. Notă explicativă, bineînțeles. Și în același timp, prin adresa 4942, v-am adus la cunoștință și o spun acum și verbal, există la nivelul ocolului 291,8 hectare, fond forestier ce figurează în proprietatea comunei, dar care sunt folosite și construite de către persoane fizice care nu au actele de proprietate finalizate. Da? Și această suprafață figurează în litigiu în momentul de față. Da? Deci e vorba despre mai multe persoane care... Da, deci suprafețele fond forestier, care figurează în proprietatea comunei, figurează pe titlul de proprietate al comunei, dar în teren nu au fost preluate. Nu au fost preluate și sunt utilizate de persoane care, posibil de drept, sunt proprietari, dar încă nu sunt definitivate actele de proprietate. Ce propuneți din punctul de vedere? Aceste aspecte vor trebui dezbătute în Comisia Locală de Fond Funciar, undeva vor trebui discutate, astfel încât în momentul în care ajungem să actualizăm amenajamentele silvice, să nu avem în continuare această suprafață de lichid. Ce e adevărat, să știți că... 291 de hectare e în proprietatea comunei? Da. E pe roata comunei, domnule. E în titlu de proprietate. În titlu. Dar nu avem prea multe procese de fond funciar, să știți. Nu e vorba de procese, adică e vorba de... Oamenii spun că sunt în litigiu, dar noi nu suntem în litigiu cu nicio persoană fizică. Noi nu avem acces pe terenul dumnealor. Dar e fond forestier și e vopsit? A fost la un moment dat vopsit și s-a retrocedat, adică toată buha, spre exemplu. Deci e o problemă, domnul Antal, aici mai veche, care trebuie rezolvată, pentru că dacă ne așteptăm ca să fie litigiu dat în instanță, nu e bine. Apare ca parcelă la dumneavoastră. Da. E predat la proprietar? Nu, figurează în arondare, dar nu este suprafața efectivă aflată în pază, nu este preluată în pază. Pentru că nu avem acces pe terenul lui. Dar sunt arbori sau fără arbori? Teren fără arbori? Cum? Vegetație, forestier, acum în diferite stadii de dezvoltare. Deci asta ar trebui prevăzut acum când se va face nou amenajament și... Păi dar numai că la amenajament am nevoie de baza legală a proprietății.
Dar dacă pe bază titlului de proprietate... Păi da, și cât timp el figurează în titlu, atâta timp vor rămâne la noi. Avem titlul de proprietate. Da, dar are și o emis. Nu are. Sunt nu poate. Nu poate. Adică pe un teren nu poate să... Au fost emise titluri și la un moment dat au fost pus în posesie, domnul Ignaț. N-ai cum să emis titlul și să nu-l fi pus în posesie, că procedura este punerea în posesie și apoi emiterea titlului. Păi, de exemplu, avem pe pârâul Berbecului, undeva la 13 hectare, avem și pe pârâul Țigan. Pe pârâul Țigan? Pe pârâul Valea Mare, parcele 205M, 203M, 201M, 199, cum am spus, toată buha. Și există titlul de proprietare a comunei, domnul primar. Da. Și Țiganul, și Valea Mare, și așa ceva. Pe pârâul Farc. De pârâul Valea Mare, acolo, toată e proprietar. De particular. Și Țiganul e partea de jos unde deja nici nu sunt arbori. Pe Țiganul e o singură parcelă, 178M-ul. Deci pe dreapta? Cum urcăm pe stânga, da. Pe stânga acolo e numai alunici. Dar mai jos de pârâul Țiganului este parcelă. De Berbecul, pe pârâul Berbecului avem, pe pârâul Berbecului. În sfârșit, să mergem înapoi la... Deci asta e o problemă care va trebui planificată. Deci da. Și eu zic că se poate planifica. În instanță unde se poate trebui clarificate lucrurile astea. Bun. Regulamentul. Dați-ți citire la regulament. Să dau citire la tot. În mare parte, doamnă, putem să și citim și citim, dar este vorba că pe cap de familie, adică pe casă, se aprobă 5 metri cub de lemn de foc, 10 metri cub de subțire și 10 metri cub de uștean date. Dacă are autorizație de construcție 50 de metri cub cu discountul de 50%, și atât. Criteriile de selecție a cererilor. Vine aici la Registrul Agricol. Cine are pădure, și el o să primească lemn de foc, dar primește la urmă. Dacă mai rămâne. Dacă mai rămâne. Dacă nu rămâne, nu o să primească. Cine n-are deloc nici fond forestier, nici vegetație, nici... O să vedem la Registrul Agricol. Ăla o să fie servit prima dată și după aia restul. Altfel n-a putut să facem regulamentul ăsta. Și așa, dacă facem socoteală, per total 25 de metri cub per familie, cu 2200 de familii, cât vine? 40.000 de metri cub de lemne. La care trebuie să ne raportăm că anual avem 18-20.000 de metri cub. Bineînțeles, acum anul ăsta mai avem cotă. Dar la anul când se termină, cota aia o să fie și mai mică. N-avem din ce să dăm. Părerea mea. Și ăsta am scris criteriile, am scris la ce ne uităm, cum facem. Facem fiecare săptămână câte o listă pe gospodărie. Pe gospodărie, trimitem în spate la alcool. Când vine după lista cealaltă, luni dimineața, aduce cât am rezolvat din lista cu tare și primește celălalt listă pe săptămână. Și o să fie clar, nu o să mai sărim unul peste altul, asta e. Dacă sunteți de acord cu regulamentul acesta. Mai mult n-am putut să dăm. Știu că 5 metri cub nu ajunge la o familie. Știe toată lumea. Dar spuneți-mi cum să împărțim. Dacă luăm numai lemnul de foc 5 metri cub, cu 2200 de familii, vine 12500 de metri cub. Deja jumătate din posibilitatea anuală a ocolului este depășit. Numai din lemn de foc. Eu știu că ar trebui 10 metri sau 20 de metri cub. Dar dacă avem de unde. Da, avem aici și un model de cerere. Da. Care, deci, domnul primar, dacă e unde, deci să vină la... Registrul Agricol? La Registrul Agricol, momentan, luna asta, să nu vină, după 15 februarie, că acum suntem, văruim curățenie și așa mai departe, să fie puse înapoi calculatoarele, să fie fiecare
birou făcut, după 15 februarie poate să vină să se înscrie. Dar prima dată acum, și am cerut de N ori de la domnul șef de ocol, să ne scrie care era lista aia veche care erau înscris oamenii, care au fost serviți, care n-au fost serviți, că sunt și acolo o grămadă de oameni care n-au fost serviți. Și tocmai de asta voiam să adresez o întrebare. Înțelegeți. Continuăm în momentul de față, noi continuăm eliberarea lemnului. Continuați, continuați cu listele care ați avut. Da. Da. Că acolo sunt o grămadă de oameni care sunt înscrise. Domnul șef de ocol, că mai aveți 500. Nu erau 500. La 400 și ceva. La sfârșitul anului erau 400 ceva și acum undeva încă am mai servit, cred că vreo 100 de oameni. Am înțeles. Deci poate până în februarie reușesc să mai... Ca să... În orice caz, deci începerea cererilor și vorbă să vă decide. Vom avea o ședință și poate vom mai anunța în februarie. Momentan să nu vină oamenii. Prima dată am zis, trebuie să rezolvăm, dacă ne-am apucat să igienizăm clădirea asta, trebuie să facem, să terminăm, după aia poate să vină cetățenii pentru a se înscrie pe listele respective, să facă cererea, să meargă la registrul agricol, să vadă care e treaba și așa mai departe. Și vă transmit listele cu toată lumea, cine a luat, cine n-a luat, cine a mai rămas de luat? Da. Dar asta am cerut și anul trecut, dar nu am primit răspuns. Dar aș zice, prima dată să fie onorat ce a fost pe 2021, până atunci să nu trecem pe 2022. Acolo mai sunt. Păi bineînțeles, să vedem cum și ce. Eu zic că ar trebui un pic analizată. Acolo lista nu știu cum a fost respectată, sau a fost respectată, sau n-au fost, dar sunt, mai sunt. De servit persoane scrise, da, mai și dumneavoastră, cine ține cont de lista respectivă? Pădurarii? Lista respectivă am actualizat-o de fiecare dată cu persoanele care au primit lemn și cu numărul de ordine, cu ziua în care s-a înscris și cu datele de contact și de identificare le-am transmis colegilor de interen. În mare, până la ce lună s-a ajuns sau... De la caz la caz, la undeva prin luna iunie, mai iunie. Eu personal m-am înscris pe 9 martie. Asta trebuie să o verific iarăși, poate telefonul, o cifră din numărul de telefon greșit, nu știu, au fost situații. Mai aduc 5 persoane. Spuneți-vă cu care am fost, Tătar Cristian. O să vezi servit acum, mâine dimineață, că până acum nu am zis. Și dacă e, mai aduc câteva persoane care au fost odată cu mine în acea zi. Vă rog. Absolut nimeni nu a fost contactat. Vă zic că au fost situații în care era o cifră de număr de telefon. Nu știu, iar v-am întrebat un număr de telefon. Chiar e serios. Să puneți la vot și... Eu să pun la vot regulamentul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci, pentru una realizată. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Vrom Silva în domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget. Domnul primar, vă rog frumos aici, dacă e, bă, mai fost discuții. Am avut discuțiile, acum am ajuns în situația aia că trebuie să propunem un proiect de hotărâre care o să meargă la Consiliul de Administrație la Rom Silva, să luăm avizul și după aia să ne transmită drumurile. Să sperăm că luăm avizul de la Consiliul de Administrație de la Rom Silva. Trimitem la minister să vedem ce aviz luăm. Vrem să plenăm toate drumurile la care a trimis domnul șef de ocol fiecare drum care ar trebui să fie al nostru, ce am știut noi, ce am luat din domeniul public și așa mai departe. Și am făcut propunerea de proiect de hotărâre privind... Deci avem o evidență cu... De la ocoarele simice respective, Neamțu și Comăneștu și care era vizat, am primit avizele, adică ne-a dat acordul, acum trebuie să facem pasul următor. Dar nu e așa ușor. Da, aici, pentru că avem foarte drumuri, cum ar veni mai mult spre, adică cum ar veni capul Tărnăușului,
și așa mai departe. Deci avem drumul Târgu Avem, avem mai multe, da, o grămadă. Sunt drumuri de un kilometru, de un kilometru jumate, de 2 kilometri jumate, de un kilometru 800, de un kilometru de 500 de metri. Drumuri forestiere, aparținea de RomSilva. Aparținea de stat. Când a fost făcută preluarea pădurii, atunci n-a fost preluat și drumurile. Păi, într-un fel sau altul, așa știu acum că erau aparțin de... Nu știu, de, de regia stilic. Sunt în administrare. Ce simți? E domeniul statului. Din punct de vedere juridic, drumurile sunt în proprietatea statului, da, administrator de administratorii fondului forestier, adică ocalele stilice din structura RomSilvei. Da. Deci cine este pentru? Împotrivă, abțineri în administrare. Așa. Deci avem acum diverse. La diverse, domnul Varu. Domnul Anta. Nu am. Așa. Nu. Domnul Vice. Nu. Domnul primar. Doamnă președintă, ședință, dacă îmi permiteți, aș ridica câteva, câteva aspecte. V-am adus la cunoștință situația pe anul 2021 ce privește fondul de accesibilizare. Da. Exact, fondul de accesibilizare al drumurilor. Prezentat ce am avut-o, conform contractului de administrare, cota este de, procentul este de 5% din valoarea lemnului încasat pe produse principale și accidentale 1. Iar niște calcule estimative, undeva la 350.000 de lei ar fi fondul de accesibilizare pe care ar trebui să-l constituim în anul 2021. Având în vedere situația drumurilor pe care tocmai ați discutat-o, consider că este o sumă prea mare pentru nevoile. Nevoile există, dar nu le putem utiliza. Fondurile respective nu le-am putea utiliza cât timp drumurile sunt în proprietate statului. Vă supun atenție și discuției dacă nu considerați necesar și oportun ca acel procent de 50% să fie redus la 1%. Pentru că această sumă de bani... Da, am primit adresele, sunt acolo... Aveți dreptate, asta o să discutăm în ședința din februarie. Având în vedere legea ce prevede, minim 5%, maxim 10%, nu? Nu asta prevede. Minim nu prevede 5%. Nu, dar așa scrie în ordonanță. Este doar de maxim. De maxim? 10%? Da. Fiți atent aici. Asta o să discutăm în ședința viitoare, dar având în vedere că vrem să preluăm nu știu câți kilometri de drumuri, eu zic că aia 345.000 estimat de dumneavoastră nu o să ajungă măcar numai pe două drumuri. Dacă ajungem acolo, înțelegeți. Și atunci, dacă acum, având în vedere că aveți și bani, eu zic că ar trebui să lăsăm acolo. Să avem, dacă ajungem în situația aia în iunie, iulie, când să preluăm drumul și putem să ne băgăm pe drumurile respective, să putem și repara ceva din el. Asta am zis, am primit prea târziu solicitarea și discutăm în luna februarie. Nu mai puțin, dacă e asupra... Nu, dacă îmi permiteți. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, singura chestie, realizăm cu toții faptul că niciodată din fondurile proprii și din acest fond de accesibilizare nu vom putea noi să readucem drumurile forestiere ce deservesc proprietatea comunei într-un stadiu cât de cât acceptabil. Asta, orice am face, va însemna contractarea unor fonduri europene din care să se reabiliteze drumurile, având în vedere costul foarte mare pe care l-ar susține. Dumneavoastră aveți libertatea, Consiliul Local are libertatea să decide aici, în ce sens dorește. Dați-mi voie să vă zic încă o chestiune cu fonduri europene. Un fond european poți să depui și câștigi, dar ai și tu cota parte la el. Știm foarte bine că din fonduri europene sunt 70-30%, adică 30% trebuie să scoți de undeva. Bineînțeles, depinde de măsură. Bineînțeles, aveți dreptate că din banii ăștia nu putem să facem. Dar dacă banii ăștia nu ar fi deloc, atunci ce am putea să facem? Înțelegeți? Adică, de exemplu, numai un pic. Vrem să facem cât de cât drumul să fie accesibil. Toți agenții economici din comună zic că nu am făcut drumul și nu vrem să facem drumul. Nu putem să facem, având în vedere că nu e al nostru. Prima dată. Prima dată.
când o să vină, când o să fie al nostru, putem să facem unele lucrări pe el, de exemplu, să măcar apa să scoate jos de pe el. Având în vedere experiența anului trecut, că am făcut peste 50 de potențe și cam știu cam cât costă o bucată de tub de ăla de 60, de 80, de 1,20 m, măcar tuburile și măcar podețelele să facem. Bineînțeles că nu se face într-un an de zile, că n-avem cum. Că e imposibil. Atâta drumul să întreții și atâta drumul să faci, n-ai cum. Adică, da, poți să pui, dacă ai bani, poți să pui la licitație, zici, bă, acum investim 2, 3, 5 milioane de euro și facem toate drumurile. Dar având în vedere că momentan în comuna noastră, în comuna noastră vorbesc, nici măcar 20% din drumurile comunale nu sunt asfaltate, trebuie să luăm în calcul și partea aia. Că prima dată unde circulă cetățenii să facem, după aia să facem dincolo. Dar măcar pietruim, măcar aducem piatră spartă, nu de la totuși sau de la carieră, compactăm, avem noroc că am făcut cilindru, avem noroc că avem autoglede, avem noroc că avem escavator, bun de escavator, dacă mai este, mai cumpărăm și așa mai departe. Eu zic că banii aia ar trebui lăsați acolo să vedem anul ăsta dacă putem să preluăm drumurile și atunci putem să ne apucăm măcar cu podețe. Două aspecte. Tocmai am avea nevoie de decizie pentru a putea închide exercițiul financiar pe anul trecut. Ca să știm ce sumă, ce procent vom folosi la constituirea fondului de accesibilizare, ca să se poată închide anul 2021. Și în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că această sumă va figura la costuri și va duce la reducerea profitului. Bineînțeles, domnul șef de acolo, noi am făcut un contract de administrare pe care am semnat-o și eu și dumneavoastră și mergem pe ăla. Dacă între timp Consiliul Local decide că trebuie să facem altfel, atunci schimbăm. Tocmai în virtutea acestui fapt, eu l-am adus la cunoștința Consiliului Local. Dacă consideră oportun, e în regulă, dacă nu, la fel. Mai era un aspect ce a rămas dator în ce privește bulda excavatorul pentru Ocol. Că aici am purtat o corespondență mai lungă și au fost decizii în stânga și în dreapta ale Consiliului de Administrație și încă nu am înțeles în clar dacă se dorește achiziția unui bulda excavator care să fie în proprietate și folosința Ocolului Silvic sau nu. Eu din părerea mea ar fi ca să reușească, de exemplu, primăria să facă o achiziție, să cumpere un utilaj, adică, noi zicem, un bun excavator, dar să fie un utilaj care să-l puteți folosi și la sortare. Pentru că avem și lucrări de exploatare, adică sortare, mai mult e problema la sortare, de exploatare se face cu utilajul care vine la exploatare. Dar aici se poate găsi un utilaj care să facă și sortare și la un moment dat, când ai nevoie, să folosești la întreținerea drumurilor ăsta care vorbim. Păi tocmai de asta, că s-ar putea utiliza în mai multe părți. Țineți o discuție cu conducerea, găsiți o soluție de utilaj, nu știu ce zic restul consilierilor, și trebuie luat un utilaj, pentru că știm foarte bine, utilajul care avem acum la excavator nu prea ajunge în cursul anului. Și am avut de fiecare dată, am avut plângeri la capitolul ăsta, dar chiar dacă era nou, dar nu putea face față ca să meargă și pe zonele forestiere. No, dar se poate lua un utilaj, mai ales dacă sunt și banii la Ocol. Păi aici vorbim de banii care ar fi rămas cota de profit pe anul 2020. Da? Deci 109.000 lei, undeva la 27-28.000 de euro, care au rămas din 2020. Nu, dacă considerați să luați o decizie în acest sens. Păi vom lua o decizie, uite, vom discuta și să luăm o decizie. Dacă e greșit, acum vreau să spun, bună ideea ca să... Nu, Consiliul Local ia decizia asta, dacă se cumpere sau nu un utilaj. Și de asta zic, e bună ideea să luăm un utilaj sau nu e bună. Aici trebuie să stabilim și atunci după aia vedem fiecare, ne spunem părerea și ajungem să se facă achiziția un utilaj. Domnul consilier, suntem de acord ca să luăm un utilaj? De partea mea.
utilajul pentru primărie. Trebuie discutat, trebuie foarte clar. Domnul șef de acolo a trimis hârtie, bineînțeles. Se poate lua o decizie. Sunt și alte lucruri care trebuie discutate. Discuțiile se pot deja de jumătate de an, dar cum considerați? În același timp, iarăși începe... Trebuie făcut un proiect de hotărâre, să voteze, să fie legală treaba. În ce privește... Nu e problema să nu se facă un proiect de hotărâre. Cota de profit, cota de profit aferent UAT Gimeș-Făget. Am discutat-o tangențial un pic și în decembrie. Propunerea mea ar fi fost să o creștem de la 50% să fie 90% sau chiar poate 95%, având în vedere suma de bani care există în contul Ocolului Silvic și care ar putea fi utilizată mai folos de către... Dar asta poate trece de proprietarul, nu? Păi tocmai. Proprietarul și dumneavoastră trebuie să discutați cu Consiliul de Administrație, având în vedere că, de fapt, noi, cum ați scris și dumneavoastră pe hârtie, nu prea avem ce să discutăm eu cu dumneavoastră, adică noi cu dumneavoastră. Noi trebuie să discutăm cu Consiliul de Administrație, dumneavoastră trebuie să discutați la rândul dumneavoastră, cum ați zis, erarii cu Consiliul de Administrație. Atunci sunt în plus pe aici. Da. Deci tot ce e valabil, tot ce am discutat aici, nu mai valabil. Nu sunteți în plus, am înțeles. Cam da. Am înțeles, pe atunci îmi pare rău, nu voi mai... deranjat, dacă despre asta este vorba. Nu, în dar cum ați zis, erarhia trebuie, în încercarea trebuie făcută erarhia. Cum ați zis și după niciun cadru legal nu există o erarhie. Orice reglementare am luat, nu există o erarhie între ceea ce înseamnă Consiliul de Administrație și un director. Domnul Antal s-a exprimat cu câteva minute înainte, spunând că eu asigur conducerea Ocului Silvic. Da. Și din acest punct de vedere eu răspund. Și din acest punct de vedere consider că trebuie să aduc la cunoștința Consiliului Local anumite aspecte care ar putea fi îmbunătățite sau ajustate ca să fie în beneficiul comunei Gimeș-Făget. Corect. Și din acest punct de vedere, cota de profit în momentul în care vorbim de profit de milioane de lei, nu mi se pare logic să se împartă 50%-50% pentru că efectiv la Ocolul Silvic n-am mai avea ce face. Din suma respectivă. Să știți că am gândit-o foarte bine. Noi încă dezbatem ce se întâmplă cu cota de profit din 2020. Da, apoi să ajungem la 2021, în care va fi o sumă destul de mare și care ar fi păcat ca o sumă mare să o spargem în atâtea bucățele, pe când ea ar putea să ajungă în visteria Comunei Gimeș-Făget și să fie utilizată în proiecte, că sunt suficiente. Trebuie să vedem și apare și amenajarea pădurilor. Și acolo ne trebuie bani. Și să apar multe. Și amenajarea, dar avem și anul acesta va fi masele noastre care se va valorifica, vor fi venituri, astfel încât mai e un aspect care iarăși a rămas, nici nu l-am mai adus în discuție. Ce se întâmplă cu fondul de conservare și regenerare până la data de 1 ianuarie 2021, unde vorbim de 1,1 milioane lei în cifre mari. Avem anul ăsta deja, s-a constituit un fond de conservare pe anul ăsta de 1,1 milioane lei iarăși, din care s-au cheltuit 300 ceva de mii de lei. Suma respectivă va fi suficientă să rămână pentru orice alte lucrări care sunt necesare a fi făcute, astfel încât rămâne suma dinainte. Iarăși, domnul șef de comandă, noi am trimis anul trecut o solicitare și am zis că având în vedere volumul mare de muncă, da, și volumul mare de a investi în păduri, nu aveți cum să ne dați banii rămași. Acum veniți cu altă idee, având în vedere că nu aveți ce să faceți cu bani. Acum aveți sau nu aveți? Nu, domnule primar, tocmai v-am spus faptul că pe anul 2021 s-a constituit un fond de conservare suficient de consistent încât să asigure fondurile pentru lucrările necesare și se poate elibera fondul de conservare de până la momentul respectiv. Am înțeles, dar nu am cerut la ceva nici la începutul anului de vara. Da, domnule primar, vă rog, atunci când nu știam cum se încheia anul 2021. Domnule, dar fiți atent aici. Astfel încât... Ați știut foarte bine că pe anul trecut ce masele noastre ați vândut-o, da, și împăduririle, ați știut că nu ați făcut undeva în august împăduririle, ați făcut la primăvară. Ați știut câți bani ați plătit din fondul de regenerare, dar numai ca să... Nu știam. Nu știu care e ideea dumneavoastră. Ziceți că atunci ați zis că nu se poate, având în vedere volumul mare de devize și așa mai departe. Și acum, după câteva luni de zile, ziceți că, opa, nu mai e așa mare volumul.
Asta chiar nu înțeleg. Sincer. Noi n-am spus că nu e mare volumul. Deci, mă rog, ați dat cântul la capă. Da, ați dat la capă și nu încercați să... Da, ați scris acolo pe hârtie. Da, am scris pe hârtie și în aprilie și am scris-o pe hârtie și în septembrie sau când v-am primit adresa. Da. Privind fondul de conservare, în momentul în care am văzut o situație cu constituirea fondului de conservare pe anul 2021, văzând fondurile care s-au acumulat și cheltuielile pe care le-am făcut în 2021, rezultă faptul că sunt fonduri care mai mult sau mai puțin mai sunt suficiente. Și încă o chestiune. Contractul de administrare, așa mi se pare că erau prevăzute trebuie. Așa scrie, dacă îmi permite, domnule, articolul 22, să restituie beneficiarul sumele. Dar ce mai trebuie să întrebăm și să cerem și așa mai departe? Disponibile după acoperirea cheltuielor prevăzute la articolul 33, alineatul 3, litera din legea 46-2008 privind codul silvic sau să utilizeze pentru achitarea contravalorii serviciilor silvice. Dar atunci de ce trebuie o hotărâre înainte, hotărâre după și așa mai departe? Noi respectăm un contract. De acord. Ar trebui. Contractul nu poate fi împotriva unei legi. Și dacă facem trimitere la codul silvic, restituirea sumei respective se face în baza solicitării proprietarului. Mai mult de atât. Cunoașteți foarte bine situația contabilității de la Codul Silvic. Și atunci nu respectăm contractul? Respectăm contractul. Contractul este semnat din două părți. Da, singura chestie. Și dacă nu se respectă contractul de o parte, știți ce înseamnă, nu? Codul, știți ce zice dacă nu ne respectăm, ce se întâmplă? Penalități. Nu știți codul civil ce scrie? Da, știi codul trebuie să știți. Penalități. Nu, și penalități. Și penalități. Bun. Contractul nu poate merge împotriva unei legi. Și pe codul silvic, restituirea se face în baza unei solicitări scrise. Trecând peste asta. E vorba despre faptul că pe acel fond de conservare și regenerare au fost multiple verificări ale curții de conturi și acele fonduri nu sunt în totalitate clare. În ce privește modul în care s-au constituit, destinația lor, știm că sunt. Există depozite bancare pentru suma de 1,1 milioane lei și mai mult. Eu zic așa, proprietarul să facă solicitarea și să vină banii și să discutăm vorba ce facem cu banii. Pentru că asta nu prea o văd eu, nu face solicitare, face, nu domnule, face solicitare, proprietarul are drept asupra banilor, banii se vede către proprietate. Dar atunci contractul ăsta care s-a încheiat, tocmai în baza contractului, pe baza contractului, dar mai ce trebuie să soliciți dacă scrie la articolul 22? Să restituie beneficiare sumele din fondul de conservare rămase disponibile. Atunci, ce mai trebuie să faci solicitare? Domnul Antal, la un moment dat și la noi, la banii care, uite, sunt disponibili sau s-au luat bani, avem o hotărâre de Consiliul Local. Facem o solicitare. Facem un bani. Nu e o problemă. Nu doare mâna, domnule. De ce privește? Decide noi, până la urmă, că nici nu dânsul, nici altul. De ce de Consiliul Local? Ce facem cu banii? În ce privește fondul de conservare? În momentul de față avem un procent de 15% din prețul mediu de vânzare a maselor noastre, adică 15% din 164 de lei, 24 de lei pe metru cub din produse principale și accidentale 1, se pun deoparte în fondul de conservare. Anul ăsta, adică anul 2021, fondul de conservare e 1,1 milioane lei pe maselor noastre ce s-a exploatat anul trecut. Doriți păstrarea acestui procent de 50% sau ar fi suficient 10% având în vedere că codul silvic permite de la 10% la 25%? Păi trimiteți o propunere, nu știu, de Consiliul Local pentru februarie ca să... Am trimis-o acum, dacă o găsesc rapid. Da, domnul Simion, domnul șef de ocoli, da, aveți dreptate, dar... Aveți și de lucru. Să nu ne gândim că volumul ăsta mare de lemn se scoate și se împădurește singur. Nu se împădurește singur. Nu se împădurește singur. Sunt lucrări de făcut. Dar nu are nevoie să umblăm acolo, că de acolo din fondul ăla se folosește. Dacă se rămâne, ce trimiteți în fond? Ce trebuie să mai împădurim? Era vorba dacă rămâne la aceeași... De ce trebuie la făcut? Tocmai, 15%. Și când ăla se folosește cât e nevoie? E nevoie de o hotărâre? E nevoie de o hotărâre din partea proprietarului? Păi, e o decizie a locuitorului care... Trebuie schimbat contractul de administrație și... Există contractul de administrație, da. Și trebuie schimbat și... Actul constitutiv nu prevede. Nu știu, statutul nu prevede.
Și nici nu are, da, n-are ce să prevadă. Dar eu nu văd, eu nu văd logica. Doamne, ai 10 miliarde incasat pe fond de regenerare. Exact. Ai cheltuit 5 miliarde. 5 miliarde ți-a rămas, poftim, proprietar. Am adus devizele, astea sunt, ți-a rămas 5 miliarde. Vă trebuie banii sau nu vă trebuie? Bă, da, așa scrie în contract, da. Vă rog frumos să faceți o cerere. Da, am făcut o cerere, trimite banii înapoi. Care este problema? De ce trebuie să schimbăm, să învârtim? Și dacă anul viitor nu acoperă și atunci iar mai schimbăm. De ce idee? Astea tocmai, ca noastră. Dar n-am înțeles. Eu nu decide, adică nu putem bate nimic în cuie pentru 10 ani de acum încolo. Deci o chestie care tocmai și conducerile stabilește. Pentru februarie, domnul șef de ocol, pentru februarie înaintați o adresă la capitolul ăsta și noi o să decidem să facem, să înaintăm. Exact. Înaintați o adresă, să discutăm în februarie. Adică, și în ce privește... Adică nu să discutăm, deja să luăm decizia în februarie. Deci dacă e, vă rog frumos, până în februarie să înaintați o adresă. Băi, adresa nu, aveți din 19 ianuarie acum. Avem deja. Da, na, poate a fost trimisă prea târziu, dar... Am înțeles. Va fi două primare. Am pus că... Eu am pus la dispoziție toate adresele ce trimite domnul șef de ordine. Am înțeles. Mă, pe ordinea de zi ați spus că restul... Da, dar nu era pe în termen. Am înțeles. De accesibilizare. Fondul de accesibilizare, da. Sunt 7 puncte, nu, sunt 7 puncte. Fondul de accesibilizare e de pe data de 21. Aia da, dar uitați-vă la numărul curent, numărul dumneavoastră 404. Sau numărul acolului 229. Da, acolo. Am înțeles. Adresele au fost trimise și rămân în discuție pentru februarie. În ce privește cota de profit? La cota de profit. Domnul consilier. Aici iar trebuie să deschid gura că înainte de a veni domnul șef de Ocoș, am discutat cu dânsul, mă scuzați, de anumite idei și de anumite linii directive pentru Ocoș, pentru a face benefic și a face ceva benefic pentru comună. Noi când nu am început cu hârtiile și așa mai departe, care e mai bun și care e mai rău și care cum poate să mai fie mai șmecher, până când era o discuție normală între șeful de Ocoș și conducerea primăriei, am avut niște idei. De aia am lăsat cota aia de 50% și știți foarte bine, ca să investească Ocolul în ceva în care nu să vândem buștea, să facă și ea ceva Ocolul, să genereze un profit pe viitor, să genereze un loc de muncă și așa mai departe. Așa era ideea la început. Și de aia a fost așa cu 50%. Să aibă și el din ce să investească. Între timp, s-au răcit relațiile, după cum se văd în comună și știe toată lumea din ce cauză și din ce probleme am ajuns aici. Și acum zice domnul Șebercoc că poate să ne dea și 95%. Din partea mea poate să dea cât vrea el. Dumneavoastră decideți, Consiliul Local decide, eu respect ce decizie ia Consiliul Local. Mi se pare mai corect proprietarul să dețină unei lucruri care se achiziționează. Indiferent care ar fi, pentru că la un moment dat, dacă e proprietarul, proprietarul poate decide și pe mai gol. Asta e părerea mea. Deci a completat un primar. Am avut o propunere pentru lista de investiții. Aceasta n-a fost aprobată în speță camionul forestier pe care puteam folosi la transportul și salvatul masele noastre. În același timp, tot dumnealui, nu mai știu, anul trecut, când mi-a comunicat verbal că la Ocol nu se vor mai face angajări, astfel că nu știu unde ar putea Ocolul să facă investiții sau să-și mărească plaja de activități. Eu ar zice să discutăm un pic despre omul ăsta, să-l lăsăm pe omul. Apropo de angajări, lista lui, dacă știu bine, am angajat-o pe 9 de zile, da, cu termen limitat. Dumneata e angajată cu termen limitat, adevărat? Nu este adevărat. Dumneavoastră ați aprobat o organigramă care este valabilă până la 29 sau 29 februarie, 1 martie anul acesta. Da? Da. Acest lucru nu prevedea faptul că asta ar fi însemnat ca toți angajații Ocolului să intre pe un contract de muncă perioadă determinată. Pentru că organigrama pe baza căreia toți angajații Ocolului au un act adițional la contractul de muncă, e valabil pentru ani de zile. Asta ar fi însemnat ca eu să le fac un act adițional în care să zic perioada determinată până la data.
Până la urmă, atunci juristul are nedeterminată? Sau... Păi din moment ce postul este vacant, a fost vacant și a fost aprobat ca fiind în organigrama corului, s-a scos la concurs postul pe perioadă nedeterminat. A fost post vacant de jurist la cor, că eu nu știu de așa ceva. Doamna secretară. A fost un post vacant. A creat un post. S-a creat prin organigrama? Nu știam eu că a fost un post. Nu era post, a creat un post. Din momentul în care s-a aprobat organigrama. Așa s-a creat un post. Da. Bun. Domnul consilier, acestea fiind spuse, declar ședința închisă. Vă mulțumesc mult. Thank you.